În continuare, o rugăm pe doamna conferențiar universitar dr. Corina Cristina Buzdugan să ne citească rugăciunea unui judecător pentru ca noi, absolvenții, să avem un prilej de meditație asupra îndatoririlor de jurist pe care le vom avea de îndeplinit în viitor. Doamne, eu sunt unica ființă pe lume căruia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta, puterea de a condamna sau de a achita pe semenii mei. În fața mea, persoanele se înclină. La cuvântul meu, ele aleargă. La vorbele mele, ele ascultă. Poruncilor mele, ele se supun. La sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau își părăsesc bunurile lor. La un semn al meu, ușile închisorilor se închid în urma condamnatului sau se deschid pentru libertate. Sentința poate schimba sărăcia în belșug și bogăția în mizerie. De hotărârea mea depinde destinul multor vieți, astfel că înțelepți sau ignoranți, bogați sau săraci, bărbați sau femei, toți sunt supuși de la naștere până la moarte, legii pe care eu o reprezint și justiției pe care eu o simbolizez. Ce grea și teribilă povară ai pus, Doamne, pe umerii mei! Ajută-mă, Doamne, ca eu să fiu vrednic de această înaltă misiune. Măreția acestui oficiu să nu mă ispitească, orgolul sau mândria să nu mă cuprindă, tentația să nu mă atragă, onorurile să nu mă încânte și măririle de șarte să nu mă încurajeze. Pana mea să nu fie un pumnal care rănește, ci săgeata care indică traiectoria legii pe drumul justiției. Ajută-mă, Doamne! Fă-mă ca să fiu drept și hotărât, cinstit și curat, moderat și blând. Să fiu necruțător față de greșeli, dar înțelegător cu cei care greșesc. Prieten al adevărului și ghid pentru cei ce-l caută. Să fiu cel ce aplică legea, dar înainte de toate, acela care o împlinește. Verdictul meu să nu fie o anatemă dureroasă, ci un mesaj care regenerează, un cuvânt care reconfortează, lumina care clarifică. Sentința mea poate aduce ușurare celui mâhnit și curaj celui persecutat. Iar când vor trece prin fața scaunului de judecată, pe care eu șed, zdrențăroșii, mizerabili, dezmoșteniții, fără credință și fără nici o speranță în oameni, călcați în picioare, alungați, chinuiți, a căror gură se adivează, fără a avea pâine ca să mănânce, a căror față se spală cu lacrimile de durere, de umilință și de dispreț. Ajută-mă, Doamne, să alin foamea și să astâmpăr setea lor după dreptate. Ajută-mă, Doamne! Când momente din viața mea vor fi umbrite, când răutatea oamenilor va fi mare, când flăcările urei se vor aprinde și pumnul se va ridica să lovească, când machiavelismul și înșelăciunea se vor introduce în locul binelui și vor răsturna legile rațiunii, când ispita va întuneca gândirea mea și va tulbura simțurile mele, ajută-mă, Doamne! Când mă voi frământa în nesiguranță, luminează mintea. Când voi ezita să iau o hotărâre, însuflețește-mă. Când voi fi descurajat, întărește-mă. Când voi cădea, ridică-mă. Și, în sfârșit, când într-o zi voi muri, atunci ca acuzat va trebui să apar în augusta ta față, pentru ultima judecată, privește cu milă spre mine, pronunță, Doamne, sentința Ta. Judecă-mă ca Dumnezeu, eu am judecat ca om. Vă mulțumim pentru această frumoasă rugăciune.